probabil vă întrebați cum de-am ajuns în situația asta. Eu zic că cel mai bine vă prezint totul de la început. Bă, dar urâtă e, bă. Și mică și urâtă. Ai de capul meu. Bă, urâtă! Mă aduc acasă. Nu-mi plăcea deloc ideea că mama mi-a cumpărat o mașină atât de mică. Deja au trecut 2 ani de când am permis și zilnic mă gândesc că vreau o mașină nouă. Una mai mare, mai șmecheră. Mi s-a luat de asta. Măcar o scot din curte fără probleme. Dar la cât de frumoasă e, îmi vine să o bag înapoi. Ia uite pe asta cu Ford-ul. Dita mai mașină. Eu cu asta mică. Lasă că o să vină și ziua mea. Cu mașina asta nici măcar nu mă lasă să mă bag în trafic. Sau nici măcar nu mă observă lumea. Și am și zis mamei să nu-mi ia mașina asta mică. Nu s-o uite nicio fată la mine. Măcar am trap. Degeaba am trap. Sunt cu mașina asta aici că-ți conserv. Mi s-a luat de mașina asta. E timpul să cumpăr o mașină nouă. O sun pe mama. Asta e electrică. Nu vrea tot electrică. Și Mercedes-ul ăsta roșu ar merge. Dar roșu. După ce m-am uitat la mai multe mașini, am ajuns la concluzia că mașina perfectă pentru a-mi schimba viața e BMW-ul. M-am rugat de mama și ce credeți? Am BMW? Bine, mă, mașină mare în sfârșit! Trebuie să fac cumva ca să afle toată lumea că mi-a luat mașină mare și că nu mai am mașină mică. Dăm geamul jos, audă toată lumea și... Atenție, atenție! Mi-am luat mașină mare! Acum o să am succes la femei, că nu mai este mică! N-a sunat bine asta. Ța. Nu e bine. Asta, mai bine văd ei pe Instagram. Altceva cu mașină mare. Ce zici, bă, piticule, ce se uită la mic la mine? Ța. Zici că sunt cu tirul. Salut, salut! Nu mă salutați de invidioși? Ce sunteți, că aveți mașini mici? Eu sunt cu tancu. Da, mă? Mamă, cum parchezi? Hai că încerc să bag cu spatele, că cu fața n-am nicio șansă, nu văd nimic. Ia să vedem. Am loc aici așa, a? Merge așa, oare? Ia, am parcat-o bine. Dăm pe asta 3D. Aici pare ok. Da, eu zic că e ok. Bun. Pe două locuri merge. Data trecută era pe 3. Mamă, dar cum o spăl eu acum? Pentru asta am nevoie de mașina de pompier să o spăl. Pe aia altă o spălam cu siguranță de apă. Mamă, ce mare e. Până de seară spăla asta. Bă, dar nu se duce deloc. Ha, încă 50 de lei. Am spălat la ea, dar am făcut și febră, nu mai pot. Dă-te, bă, din fața mea, dă-te la o parte. Tu ăsta chiar s-a dat la o parte? Mamă, s-a văzut ca mașina mare, vezi că sunt un șmecher. Păi chiar sunt un șmecher, nu? Că am mașină mare până la urmă. BMW, ci, sunt șmecher. De azi mă compor ca atare, gata, nu o să mai fiu fraierul cu mașină mică, o să fiu șmecherul cu mașina mare. Mamă, dar nu îi dau pe toți în fața mea. Dă-te, bă, din fața mea, uite cum am oprit ăsta, nu-mi interesează. Bă, dar n-am văzut mă ca mașină mare, mamă, că mașină nerveze, vine să mă dau jos la el. Dar stai mă să mă dau jos, că până la urmă sunt șmecher, nu? Până la urmă trebuie să mă compor ca atare dacă mi-a luat mașina asta șmecheră. Mă dau jos, Doamne ajută. Mută, bă, mașina aia de aici. Dar mută-ți, mă, mașina, ia uite, bă, mă blochează pe mine, frate. Bă, frate, mută-ți, mă, mașina, dă-te jos. Oh, nu mai pot de nervi.
mă cuvine cu ăsta. M-a blocat fix pe mine, s-a găsit să mă blocheze. Ce zici, Leule? Ai vreo problemă? Nu, salut. Am vrut doar să zic că e mașina foarte frumoasă. Am înțeles. N-am vrut să te deranjez, îmi pare rău. Da? Da, da. Da. Scuze. Hai. Poți fac o poză cu mașina? Rupo. Hai. Mulțumesc, mulțumesc. Mersi, salut. Scuze, salut. Scuze de deranj. Trebuie mie mașină mare. Bine că nu m-a bătut.